item și chestii de genul ăsta, au apărut limba, literatura, artă, pedagogie. Pe mine chiar m-a pus pe gânduri că la un moment dat apar în la pedagogie, în capitolul 3, pe la 1895, au mai multă pedagogie decât în cap jumătate din profesorii de istorie a pedagogiei din România. Și asta e răutatea mea. De azi zic, în spate, de fapt, este ceea ce lipsește din cultura oamenilor. Toate cărțile astea care le vedeți în spate, pe perete, așa, astea au fost strânse în 100 de teze unice, care au fost sintetizate de nu știm cine, au văzut gata scrise de ruși, le-au și tradus, le-au pus ca atare și din momentul respectiv au trecut în școală sub forma de teze unice. În 58 tezele unice au fost anulate, că s-a intrat conflictul, a început conflictul cu rușii, în 63 sunt scoase total și în urmă copiii care sunt acum la putere, oameni care au făcut școala în 53 până în 60, fără niciun fel de suport intelectual în ceea ce au de făcut. Nu spun că sunt arestări făcute pe texte de Eminescu, Coșbuc, Goga, nu mai zic, hai că la Goga aveau dreptate cu persoană, deși personal nu cred. N-am găsit cărți legionare, de exemplu, ele au fost depurate ceva mai devreme, cu 4 ani mai devreme, anumită linie de cultură. Îmi îngădui ca și numele lui Silviu să o fac propunerea asta, Nicol de Bogdan, Nicol de Prezența Maria, dacă te gândești, Sorana, și dacă te poți înrăma la treaba asta, m-aș bucura. Vă mai gândiți, vrem într-un fel sau altul să constituim și un grup care să înceapă să publice din listele astea corect și controlat, pentru că deja e foarte mult de lucru și noi stăm în urmă. Eu cred că la 100 de ani de România, să spui că România s-a furat cultura de 4 ori, e deja suficient. Pentru că după 63, 65, 66 au dispărut cărțile rusești. Tot ce traduseseră, aici sunt și cărți de genul ăsta cu femeia în colhoz și nu, parcă le e și pe aici, sunt tot prin zonă. Femeia în colhoz, importanța femeii în dezvoltarea culturii, creșterii vacilor în Siberia Occidentală, adică te sperii ce au pus în locul culturii ca atare. Ultima epurare, cred eu personal, că a fost făcută prin anii 70, dar asta a privat clar numai documente istorice și am aflat de la părintele Vasile Orteanu de la prima școală românească, lucru care m-a spăimântat cel mai tare dintre toate și o mânuminte, că știe ce zice. Ana Paucă, venită la putere, ordonă comandantului militar al Bucureștilor și generalul ofițerilor să ardă pe zi 40 de metri liniar de arhivă bisericească. Deci au gândit, efectiv, ca o formă de anulare totală a memoriei pe tema asta. Ceea ce se întâmplă azi, deci nu e la voia întâmplării, sunt repetate. Asta e ideea unei repetiții de descongestionare. Mâine vor fi și studenții de la master, sper să reușesc să-i mișcă ăștia, să-i mișcă exact cum se mișcă politicii noștri. Și să încercăm să-i scoatem să vadă că și expoziția de jos și cea de aici vorbește despre două lucruri care lipsesc fundamental culturii noastre. Retorică, comunicare socială, exprimare publică, iar aici cultura care să facă această comunicare posibilă. Pentru că lumea crede că poți vorbi ușor, dar vorbești ușor doar dacă în spatele tău stă greul. Altfel, nu ai ce să vorbești. Eu vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația, că m-ați ascultat vorbind așa în chip cu totul mistic. Vreau să vă rog să credeți că, în ciuda faptului că suntem puține de importanță ce facem, poate că Hristos când a plecat de la 12 știa el bine ce face. Poate că e un moment în care să ne repunem un pic cu valurile niște. Mulțumesc foarte mult. Bogdan, mulțumesc.